been having dreams that scare me lately. Everyone I love is slowly going away. Hei, te salut! Nu prea e lumină, dar am ajuns și la Sighișoara. Urmează să ne întâlnim cu unul dintre concurenți, Alex, care are o dace splendidă, splendidă. O să vedeți imediat poze și cu ea și îl veți întâlni și pe Alex. Și, ce să zic, ne vedem imediat cu el. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de vlog al Clauzon Burtub. Sunt alături de Alex aici. Salutare, Alex! Salutare. Bine ai venit la noi în canal! Bine v-am găsit! Suntem la Sighișoara, un oraș absolut superb. Ați văzut imagini mai devreme cu turnul, cu cetatea. Foarte, foarte mișto orașul. Chiar îi spuneam lui Alex că voi veni mai des la Sighișoara. Ne-am întâlnit cu el pentru că vreau să vă spun un lucru. Dacă n-ați văzut dacia lui Alex până acum, nu prea ați văzut dacii mișto, sincer. E vorba de o Dacia 1300 care a participat la Clauzon Burtub Retro Racing, dar îl las pe Alex să ne spună mai multe despre mașină, despre povestea ei. Te rog, Alex. Salut, dragilor! Dețin o Dacia 1300 1972. Ce să zic, am cumpărat-o acum 6 ani și am început imediat să o restaurez. Am mers pe ideea de rally cât de cât. Mașina era în stadiu bun? Da, sau era o bază destul de solidă, n-am avut nevoie de suduri și chestii în genul ăsta, decât o vopsea și un pic umbra la motor, când este era chiar ok. Spune-mi un pic despre Clauzenburg, cum ai aflat, cum ți s-a părut la eveniment bun, și părți rele și părți bune, dar în principal dacă e ceva ce ai simțit că s-ar putea îmbunătăți. Exact. De Clauzenburg am aflat de la tine, am fost acum când s-a organizat primul eveniment, prima etapă, Clauzenburg. La Cluj, la da. Cluj eram la Fabricat în România și ne-am așa, la tine, da, am asistat. Și atunci, la primul eveniment, n-am reușit să particip și abia la al doilea am început. Super. Mi se pare un raliu foarte, foarte interesant, mai ales că se bazează un pic și pe viteză și pe vehicule istorice, ceea ce e destul de rar întâlnit în domeniul ăsta. Da, încercăm un pic să, chiar vă povesteam cu Alex înainte, încercăm să facem, să îmbinăm atât partea de clasic, cât și partea de sportivitate, dar nu exagerat, adică nu trebuie să meargă, cum v-am mai spus tuturor, nu trebuie să meargă fiecare tare cu mașina, adică poți veni la Clauzon Burtub să te bucuri de eveniment, să-ți prezinti mașina și să mai povestești cu alți concurenți. Nu trebuie să mergi exagerat de tare. E, dacă vrei să bați și să câștigi locul întâi, da, ești invitatul nostru să mergi tare. Spune-mi despre senzația pe circuit. Cum ți s-a părut? Cred că a fost primul eveniment cu mașina pe circuit, pe un circuit. Sincer, da, a fost prima dată când m-am dat cu ea pe circuit, ca să zic așa. E o senzație super, super mișto, mai ales că e o mașină care nu mergi toată ziua așa, majoritatea exact, timpului da. Mergi la plimbare. Dar e experiența asta de a conduce un pic mai agresiv și să vezi ce poate, până la urmă, o mașină veche, pentru că nu ai sisteme care să te ajute, ABS, exact, SP, exact. Și, nu cred că și poți simți tu, da, efectiv, poți, mașina. Foarte important, nu poți să faci în trafic chestiile care exact, le încerci să, vezi, să le vezi să acolo. Faci, și în plus de asta, spectatorii, cred că asta e și un principal motiv pentru care concurenții sunt foarte încântați când sunt câteva zeci, probabil sute de oameni pe margine și te aplaudă și zici, bă, ce mașină frumoasă ai sau ce Dacia splendid ai, cred că e cel mai frumos lucru, să-ți fie apreciată munca. Pe lângă asta, Alex, noi avem și o mică rubrică, că încă nu e așa cunoscut vlogul, dar va fi, unde vrem să te întrebăm dacă ar fi să alegi o mașină veche acum, care ar fi ea, neavând o limită de buget? Dacă o luăm așa, fără buget, cred că aș merge pe un Porsche 928. E un target al tău, o mașină da. Care îți place. Da. Noi o să și punem poze cu mașina. Și dacă ar fi să ai o mașină nouă acum, să alegi o mașină nouă 2017-2016, care ar fi ea? Sincer, nu știu pe ce m-aș duce, dar... Așa, care e primul probabil aș merge pe un Mercedes, pe un E-Coupe. Am înțeles. Promovare, dacă vrei să vorbești ceva despre unde poți găsi mașina... Cele mai multe poze, probabil, pe contul meu de Instagram, Dobrescu. Noi oricum o să punem... Alex. Așa, noi cum o să punem și link-ul, și pe Facebook și pe Instagram să-i vedeți Dacia lui Alex. Din câte am înțeles, acum vreau să vă dau așa din casă o mică poveste, Alex lucrează un pic să și, hai să începem să modifice, că după aceea se, nu știu, câțiva oameni o să sară și o să zică cum își modifică Alex Dacia lui clasică. Ei, își pune amprenta asupra lui, lucru care mi se pare
foarte normal și încurajator, ca dacă ai o Dacia sau orice altă mașină, dacă aduci o îmbunătățire, atenție, nu-i strici aspect, da, exact. Nu-i strici fiabilitate, ci aduci o îmbunătățire. Și în plus de asta, toate modificările se fac cum se făceau pe vremea când era mașină. Deci exact. Nu se fac modificări moderne. Se acceptă modificări, dar să fie în perioada... Noi la Clausmul acceptăm și abia așteptăm să vedem Dacia. Nu vreau să îl provoc pe Alex să vă dezvăluie. Vă las pe voi să stați curioși până în primăvară. Cam așa, primăvară, vară. Alex ne-a și promis că va fi fie la Arad, fie la Târgu Secuiesc cu mașina. Mai mult ca sigur. Noi abia așteptăm să o vedem. Sper și sportiva mea să fie gata până atunci, că atunci ne vom duela pe cipit. Să avem cât mai multe Daci. Suntem la aceeași clasă. Suntem la aceeași clasă, deci o să fim concurenți. Ca încheiere, Alex, te rog, un cuvânt, dacă vrei să-i salut, să le spui absolut orice, te rog. Dacă vreți să vă cumpărați o mașină și nu sunteți deciși, vă zic de acum, luați-vă o mașină clasică. Oricare ar fi aia, merită investiția și merită plăcere. Mersi, Alex. Mersi și eu cu bine. Asemenea. Salut! Ei, salutare tuturor! Așa ca de final de episod, episod în care ați văzut Dacia lui Alex, o Dacia extraordinară, superbă, superbă de-a dreptul, vreau să fac un anunț. Am început pregătirile la Winter Race, suntem în toiul pregătirilor, mai sunt câteva zile până la startul înscrierilor, dar am lansat un concurs chiar astăzi, așadar o să las link în descriere jos să vedeți concursul. Pe scurt, este vorba despre două invitații de concurent la acest eveniment, adică puteți participa gratis la Klausenburg Winter Race. Ce trebuie să faceți? Trebuie să dați un coment la postarea de pe Facebook, o să aveți link în descriere. Trebuie să dați share la acea postare și duminică va fi 3 decembrie, vom extrage cei doi câștigători care vor veni la Klausenburg Winter Race gratuit, nu vor mai trebui să plătească taxe de înscriere. Așadar, vă aștept să vă înscrieți și duminică să aflăm cei doi câștigători și luni, bineînțeles, să dăm start înscrierilor. Abia aștept să vedem ce mașini vom avea la Winter Race și abia aștept să ne distrăm copios. Ne vedem în episodul următor. Pa!